Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cariera cu Marseille. Avem duelul epic cu Barcelona lui Xavi. Uite unde am ajuns. Din nou în sferturi și e momentul să joc 100% serios de această dată, cum ați vrut dintotdeauna. Așa că hai să rupem butonul de like, subscribe și ai pe ei. Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifacoin.com, unde găsești cele mai bune prețuri la coins pentru toate platformele și acum extra reducere în perioada Team of the Year. Cu codul Teo aveți 5% reducere, găsiți linkul în descriere. Dacă chiar văd asta, va fi un miracol. Și acum dribbling. Teo, va fi ăsta oare episodul? Uite, eu o să încerc să fiu obiectiv. Episodul? Voi fi obiectiv. Eu nu o să încerc să țip la tine doar pentru entertainment, nu o să încerc să țip la tine doar pentru amuzant. Dacă chiar nu greșești cu nimic, eu nu o să zic nimic. Let's go. O să te cert doar dacă greșești. Da. Bun, deci jucăm cu Cho și Vega și Shalai. Și Samba e în poartă. Face Samba în timp ce ia trei bucăți de la Xavi, Veretu și Cody Hakpo. Vega dă gol, se rupe Cho, e penalti. Câte s-au întâmplat în meci? Mamă. Ligon. Ligon. Fotbalul spectacol este doar în Ligon. Țineți minte. Băi, sunt tare curios să văd dacă România, într-adevăr, noi mergem așa repede în această carieră, mai repede decât ne așteptam, cred că suntem la episodul 12 sau pe acolo, 13, nu știu. Și uite-ne unde suntem. România cu Franța și Ungaria. Pierdem cu Franța, egal cu Ungaria. Bravo, băieți! Mulțumim! Avem cu Nice întâi, Nice care este prima clasată, 67 de puncte. Dacă îi batem, sunt 4 puncte între noi și ei. Okay. Și suntem la egalitate cu PSG. Nu, de fapt, doar dacă pierde pe gestul în egalitate. Eu luptă în 3 la titlu, cum n-a mai fost de mult. Nisul lui Alvarez, argentinianul noul Agüero. Ce s-a accidentat? Florin Tănase, 3 luni. Uf. Și a rupt collarbone-ul. Tase. Leo a zis, Wijnaldum, Leo a zis, eu joc. Da, eu joc, că mă bag în ei. Uite, Dunk, Semedo, Demirbay, au făcut vreo câteva transferuri. Leo a zis, eu joc. Da, Alvarez? Mama, Julian Alvarez? Julian. Ah, cu Agüero. Da, Agüero. Deci el, e noul Agüero la Nice. Nu, l-au pe Agüero. Eu am văzut cu un Agüero. Da, Agüero este. Uite. Avem, am băgat cu cod QR cu asta. Tehnologizare. Păi, deja suntem echipă mare. Boulanger scrie pe spate. Boulangerie. E un derby și S-a făcut coregrafie frumoasă. 1899. Nice nu e cea mai apropiată echipă de Marseille? Da. Derby local. Este derbiul coastei de azur. Regional. Derby mare. Cod d'Azur. Cod d'Azur. De-aia a venit Alvarez aici. Derbiul coastei azurii. Alvarez n-a vrut un apartament sau o casă, stă pe un iaht. Da. De ultimă generație, Messi. Și se mai aruncă în mare ca să facă cardio. Și uite-l că dă pasă de gol. Ba nu! E Îngapan duet! Îngapan duet! Apără de două! Bravo, Îngapan duet! Am uitat să-l băgăm pe Lopez în poartă. Nu-i nimic, își face numele azi. Doamne, oare? Veretu. Oare Îngapan duet trebuie? E Rafa Leao cu dribbling-urile. Messi, continuă faza, e presat acolo Kasper Schmeichel. Dacă l-au și pe Kasper Schmeichel. De aici a venit Ilie chiar. Corect, da. Echipa lui Ilie. Wow. Măcar avem viteză în spate. Ai Alvarez. Sor pe el, mă. Mamă, Alvarez. E gol. Am uitat să putem să schimbăm portarul. Nu, e urât din partea mea. Lasă-l pe Îngapan duet. Așa, gol aiurea. Nu-i nimic. Bine, las. Dar cum a sărit Alvarez, frate, dă assist. Frumos. Eu lasă. Nicol Lirola. Veretu, cu greu, se avansează. Messi în careu. Pasa Messi. Messi trage, Messi. Nu Messi, dă pasă. Messi, nu mai ești tânăr. Nu am avut unde vrei să pasezi. Nu mai ești, opa. Mingea lui Messi, frumos. Messi, Ilie. De ce e așa, Teo? Băi, era logic, erau 14 oameni pe culoar. Leo! Dă mă în ea, mă! Dă mă! Rafa Leao egalează. Impunător. Superb a fost. Splendid. Momentul lui Leao. Și noi mai avem un Boucher și un Veron. De ce l-a scos pe omul care tocmai s-a dat gol? Iubusit. Și care... Nu contează. Mai sunt 2 minute de meci. Ai încredere. Xavi Simons o să dea golul decisiv. Final 1-1. Cu rezerve, o parte în echipă odihnită. Eu zic că am scos un punct bun.
Messi își făcea de asta. Nu prea mai sunt, nu prea mai sunt etape. Dar important e că obiectivul e UEFA Champions League. Exact. Și avem cu Barça, nu cu oricine. Ne-a pus cu Nice special ca să ne fie greu cu Barça. O să fie o dublă fabuloasă primul meci și pe Camp Nou. Jucăm în alb la ei acasă ca să creadă că e Real Madrid. Da. Ca să ne înjure mai tare. Da. Barça cu Ter Stegen încă, Alfonso Davies, Verissimo, Luis Felipe, Jules Koundé, Kessié, De Jong, Pedri, Ferran Torres, Patrick Schick, Rafinha n-arată chiar așa amenințător. Hai, de ce avi? Arată-ne ce ai făcut aici. Patrick Schick de Arsenal cu Rafinha de atâția ani. Ousmane Dembélé nici nu e. L-a vândut. La... Cine l-a vândut? La Milan. L-a vândut pe Ousmane Dembélé. La Rafael Leão. Bichet vine. Oh, gol, mă! E golgheterul nostru în Champions League. Gol, mă! 7 reușite în 9 meciuri. Gol, mă! Gol, mă! Gol! Gol! Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. S-a pus în cap! S-a pus în cap! Uite pe ăștia, plâng. Incredibil. Îi plâng toți. Minutul 2. Minutul 3. Deci că pierdu totul. Uite de la... Cine a plecat greșeala asta? Jules Koundé. Jules Koundé. Pac, păi dacă eu pui așa servită, Jules Koundé gafă minutul 4. Virgil trece pe lângă ea, totuși Van Dijk acolo. Paulo Lopez. Băi, e cel mai tare portar. E la același nivel ca Ter Stegen. Pur și simplu apără tot. Cu Inter ai văzut cât te-a scos? Doamne. Bravo, Leo. Ui, erau 3. Mamă, ce l-au atacat. Nu pot să cred că a trecut mingea asta. Dacă mijlocul e bun la Barcelona. Hakpo. Mamă. Hakpo în față, e în centru. Mamă. Doamne, wow. Verissimo. Verissimo cu intervenția carierei lui. A zis, bă, ori fac penalti, ori scot golul, sigur. Marunc, iau roșu, nu contează. Doar, wow, ce avea Simons. Ce pressing, îi supune la un pressing agresiv. În spate. Și ajută, chiar jucă în fotbal, vedeți? V-am spus eu. Busio, atenție. Van Dijk, n-a fost foul. Nimic. Wow! Ho-ho-ho! Ce-a lăsat-o lui! Excelent! Bichet! Bichet a făcut un pic paravan, Leo, acolo! N-am avut pe unde. Uite pe ce dată se joacă! Bun, da! 8 aprilie 2025. E fix acolo. Adică. Radu Banciu ne face un cadou frumos. Și mie și lui Teo, da. Da. Acum vine Realul cu oferta. Nu știu, minune, ce a vis un... Rafinha cu călcăiul. Bravo, mă! Patrick Schick au zis că e soluția, dar n-a fost. Și se dovedește aici că ai noștri sunt mai tari. Lui Bichet. Lui Bichet încearcă înspre Xavi Simons. E bun Davies. Davies e greu. Oh, Busio. Americanul cu stelele la skills. Da, uite-l. E chiar Alfonso. Aici au rupt. Noul Jordi Alba. Se de el cu capul. Gendouzi se bagă peste patru. Busio. Busio, americanul. Doamne, ce a venit Busio. Hai, Robinson. Oh, ce frumos. E Bichet acolo. Nu merge deloc. Uite cum reușesc să ia cele baloane centrate. Și Nice e echipă mare acum. Am putea spune că e cel mai bun din lume peste Premier League. Dovadă că toți jucătorii de Premier League pleacă din Premier League. Se duc în alte campionate, inclusiv Ligue 1. Opa! Oh, lui Bichet! Jucam frumos! Wow! Cody Hagbo! A dat în ea cu sete, că a mai prins o bucată din asta. Pune presiune pe ei. Busio îi spune acolo, good soccer, come on! Bichet! Bichet! Wow, nu, i-o dă cu efect! E Gendouzi! Nu, pe lângă! Nu. La o palmă de bară trece Gendouzi. E Van Dijk în care... Wow, una înaltă. Wow, ce această autostradă? Ia pot-o pe cap! Dumnezeule! Doamne, ce frumos! Deșteptă Van Dijk aici. Haide! Mamă, Ferran! A fost un meci frumos până acum. Destul de echilibrat, nu e chiar așa. Bravo, Simac. Bine, Simac. Ce-a crescut Simac, nu mai știți când l-am cumpărat. Era un copil, făcea hez, nu știa prea multe, l-a învățat la Dupanciu. Bine. Leao.
Te ajută Xavi Simons. A fugit Xavi Simons. Leao, îi trimite perfect Xavi Simons. Față în față cu 2 la 0. Du-te Xavi, du-te. Xavi gol. Xavi Simons. Barcelona genul. Xavi arată spate cum îl cheamă și Xavi se uită după bancă și zice: "Aoleu. Aoleu, celălalt. Uite, a venit și Radu Banciu, mai greu puțin a venit. Armata de fotografi care au reușit să... De ce s-a blocat pe cadrul ăsta? Să pozeze. Uite cu câtă, cu cât calm a dat. Sete. Da, da, asta e. Adevăratul Xavi. Hai, fluieră, gata, gata! 2-0 pe Camp Nou. Ce ai făcut, Xavi? Da, 5-2 la șuturi. Realul bate pe Dortmund în deplasare. Da, ei vor depăși, sigur. Dar trebuie să așteptăm și returul. Și noi între aceste meciuri cu Barcelona jucăm cu Strasburg. Îl văd pe Elmas ce la Hull. A fost suspendat cineva. Stai să-l dau pe Elmas la Hull City. Că... Cine a fost suspendat? Van Dijk. Dar nu știu dacă pentru Champions League sau pentru campionat. Aflăm chiar acum. Da, în Champions League Van Dijk nu va fi. Intră gigantul turist. Gigantul, da. Momentan ne duelăm cu Watkins, da. Sissoko, Giku, Giku și Pobega. Bun, bun. Hai de Messi, hai de... Messi. A, nu l-am băgat pe Messi pe Camp Nou. 1-1. Nu l-am băgat pe Messi pe Camp Nou. Nu-i nimic. Se joacă. Lasă că o să intre acum în retur. În loc de Van Dijk. Nu în loc de Van Dijk, din păcate. A, cred că a jucat... Oh, Elmas. Du-te. Du-te la Hull. O echipă frumoasă. 1904. S-a născut un mit. Hull City. Pe bancă. Nianzu. Avem rezerve. Chiar nu îi simțim lipsă. Da, foarte bine. Și Simons are 90, Messi, măcar Messi o repriză, titular, da. O repriză titular cu Barça, Nazario, bun. Oh, chiar Ronaldo Grasso arbitru, s-a făcut, wow, arbitru și a slăbit. A slăbit, s-a făcut arbitru. A slăbit toate kilogramele în plus. Uite că vine Xavi Simons, Radu Banciu din autocar, 150 de meciuri ca manager la Olympique Marseille și uite și pe Messi din spate așa venea. E un meci important meci pentru Messi. La el acasă la Marseille, da. Unde poate n-ar fi fost comod să joace pe Camp Nou. Aici știe că Marseille este echipa la veste. Stai. Este e capitan. Leao. Prea Leao. Rafa Leao. Slăbuț Rafa Leao. Se bate Xavi. E o bătălie aici. Busio. Messi aici. Fici cu Messi undeva. Numai. Posesia lor. Radu Banciu le joacă feste. Șoti. A încercat spre Messi acolo Xavi. Ăsta era duoul de fundaș. Aoleo, ce gaură. Grijă la Rafinha. Vai, o bagă în poartă. A zis că nu știe nimic. Oh, de ce am făcut asta? L-am montat. L-am motivat rău de tot pe brazilian. Sprânceană are. Oh, Doamne. Bine. O, ce contraatac. Rafa Leao. Rafa Leao și pasa. Nu, Leao, nu. S-a blocat Leao acolo. Nu se poate. E Schick. Patrick Schick. Patrick Schick ăsta. Patrick. Lasă-ne, Patrick. Unde ai dat-o, Patrick? Bine, mă. Bravo. Haide. Nu luăm balonul acolo. Ce au făcut? Bravo, Nuno! Asta e! Fuge Nunito! Asta e! Messi! De verissimo! Cel mai bun pe intervenții din astea. Cred că e 8-a meciul ăsta, dubla asta. Senzațional, verissimo, la această echipă. Oh, ce frumos! Înaintăm cu Cody! Poate acum? Oamenii care... Robinson, Hakpo, wow! Apără Ter Stegen. Meciul încă capitanul ține Robin. Barcelona în cărți. Pe frigider. Poți să o dai pe frigider plouată. A, da, uite-l. N-ai dat-o plouat. Oh! Nu. N-a fost rău. Cum avea mulți oameni. E rupt Boucher. L-a rupt pe Boucher? Da. Oh.
Da, Dushi are o problemă la umăr. Să ne gândim bine dacă îl mai forțăm. Nu-l mai forțăm, pentru că este foarte important pentru noi. E și Messi, totuși, de-aia vine Messi. Și acest șut al lui Nuno! Bravo! Trenare și Lie, odihnit lui Bușe. Nu! Ture! Hai mă, întoarce-te! Oh, Pedri! Apără! Wow, Doamne! Cum nu e băiatul ăsta portarul Spaniei încă? Haide, asta e! Ne calificăm? Da, calificare! Mă. Suntem în primele patru! Suntem semifinaliști cu Olympique Marseille. Ce bucuroși erau! Se dă de băut în această seară la Marseille, se bea gratis. Da, deci a reușit totuși Barça. Putem să jucăm. Opa. Și... Opa! Eliminat. 4-3 la general. Wow! City o scoate pe Liverpool, Parisul pe Juventus, Dortmund face surpriza cu Real Madrid, Real și Barça afară. Rămâne o echipă, rămân două echipe din Franța, una din Germania, una din Anglia, de aia e cea mai bună ligă, Ligue 1. Da. Să nu dăm de PSG, atât. Să dea PSG de City, că e corect așa. De ce nu avem moral? Că facem acum. Bă, suntem în semifinalele Champions League, Leo, de ce nu ai fericit? Că el mereu zâmbește și în poza asta zâmbește. Fiorentina îl vrea pe Lille. Nu s-a accidentat Bușe. Da, a fost doar un mic contact, nu se simțea bine. Meci cu Troa. Hai mă, n-avem voie să mai pierdem puncte. 3-1. Leo Hakpo și Robinson. Bun, the American man. Bun, 3 puncte cum aveam nevoie. Și ar că am trebuit să mai dăm și în Ligue 1 meciuri. Păi da, o să dăm cu PSG acum. Uite. Suntem la 6 puncte de Nice, care are și un meci mai puțin. Monaco are 58 de puncte, se bate cu noi la top 4, spre exemplu. Dar locul 3 duce în Champions League. Și 4 duce... Dacă nu luăm Champions League-ul și nu luăm locul 3, Dortmund. Perfect. Vezi, exact asta voiam. Și bogații cu bogații, okay, să se scoată unii pe alții. E scris să fie OM PSG? Da. E absolut scris. Da. Monaco, n-am mai jucat de mult cu ei. Jucăm un negru. Doliu pentru Doliu ei. Doliu pentru ei, clar. Deci ei joacă cu Pereira, Bau în Corea, îl au pe Pavar central. Nu arată rău deloc Monaco. Am așcat cu ei cam pe la începutul carierei cu OM. Da, trebuie să-i batem la ei acasă pe stadionul de bogați, care din păcate nu e în FIFA. Aici la bogați. Uite ce, se vede. Da, a costat 1 milion de euro vestiarul ăsta. Nici nu vreau să-l văd. 1 milion de euro. Becurile alea, 1000 de euro becul. Spotul. E un spot inteligent făcut special. Sunt doar astea în lume. Marca asta. Mamă, Busio. Ce așa de Busio? Nu mai da în spate dacă are om pe el. De ce trebuie să te învăț eu legile elementare ale jocului? De ce trebuie să te învăț eu legile elementare ale jocului? Joachim Corea. E în abecedarul fotbalului să nu faci așa ceva. Ce, hai că am greșit și eu? A câta oară, Teo? Și ce, a greșit? Dă-mă drumul la ea când ai om pe tine. Bă, în spatele meu, de unde să mă gândesc că trece. Oh, ce pasă! Cody n-a dat, e penalti. Pereira e acum capitanul lui Monaco. Yeah. Deci n-a fost lider niciodată. Penalti clar. Dă peste picioare. Top acolo e. Un alt olandez mare. M-am dat grupe la penalti. Van Dijk! În plasa laterală. Okay. În plasa laterală. E, momentul. Așa va arăta statuia lui la intrarea din Marseille, din oraș. Superb. Lucio e cu schemele. Lui Bușe. Am fost în poartă, Doamne, era golul. O dădea ca adie. Era golul carierei. Cobra era. Doamne, tu ai văzut ce, da, Busio, tu ai văzut ce se bagă Busio. Știe, mie. Busio are 5 stele, are dribling mare, rău de tot Gianluca Busio. E mic de înălțime, e rapid, e furibund. Virgil. E un pic mai dor. Haide. Xavi. Bună, rău asta, l-a simțit pe olandez. Leau e împins greu, acolo. Greu cu fundașilor, sincer. Vin niște baloane avion în acest video. Virgil. Simacan frumos, așează la Robinson.
care vrea să fie Roberto Carlos, măcar o dată pe meci. Și asta ne mănâncă. Ibișe, cu cineva, o să vedem. Oh! Doamne! Doamne, cât o fi avut la oră, mă? Doamne! Asta cred că a avut 200 la oră. O greșesc deja, s-au panicat rău. Doamne, ce șut Cody Hakpo! Bravo, mă, Bus! Foul! Hey. Foul! Băl! Nu-i nimic! Nu-i nimic, e mai bine pentru noi așa. Simons! Bușe! Da, lui! Lui! Cum l-a învățat idolul său! Su! Siwi! Oh! Dă-i neamă! Dă-i mă neamă! Oh! Da, mă, da! Ce-a făcut Gakpo iar? Bravo, bă! Animalul? Bine, animalul, leau. Iese, l-a văzut Banci, animale, ia repede. Băgați-l pe senegalez. S-a turbat, trebuie să-l schimbăm. S-a turbat de la adrenalină. E efervescent. 10 goluri în 20 de meciuri, Ligon. Bine pentru un jucător care, totuși, are o companie selectă, alți oameni care înscriu și ei. S-au aruncat în față. Da, să nu ne galeze, grijă. Nu, bară! Ce șut! Mamă, ce fotbal se joacă! Sperăm tu că nu s-a ridicat nivelul în Ligon de când am venit noi cu Radu Banci. Opa, Messi! Intra Messi? Da, da, l-am băgat bă, CM. Bă. L-am băgat Messi CM. Nu ai zis nimica. Messi CM. Inge la cap pentru Messi. Bravo! Hai în față repede. De la Messi. Acum? Ah, n-a trecut de gafe, totuși. Da, Majeki a driblat. Arată care tupeu, dar oricum bravo, a pierdut echipa mă, lui. Bă, yes, 5 mă. Goluri într-un derby bravo, extraordinar. Mă. Monaco a tras tare pentru locul ăla de Champions League. Nu va fi cazul nici în acest sezon. Poate în Europa League Monaco. Oricum, clar mai bun noi. Nu știu, au avut și șans pe acolo. Dar obținem cele 3 puncte și vine un meci decisiv pentru noi cu PSG, pe care îl disputăm data viitoare. Și iată că suntem la un punct de PSG și de Lille. Și la câte puncte de Nice? De 5. 5 puncte de Nice. Nu e rău. Monaco deja la 10 puncte nu mai am nicio șansă să ajungă. Da. Trebuiau neapărat să ne învingă. Măcar știm că suntem în top 3. Exact. Dacă batem pe PSG. Exact. Care se bat și ei în Champions League. Va fi haos acolo. Meci cu PSG. Două cu Dortmund. Finala cupei e cu Brest. Nu, semifinalele cu Brest. Oh, și în finale jucăm derby. Well, Monaco. Măcar un trofeu, un joc pentru Monaco. E bine, acesta a fost un nou episod din Cariera cu OM, care poate se duce spre momentele finale de momente grandioase ale OM-ului. Niciodată. Dar mai e Dortmund. E echipă periculoasă. Se vedem la treabă. Cam atât, oameni buni. Mersi, Călina, că ai fost aici. Nu uitați de like acolo. Pa, pa!